Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Cum ne setăm rezoluțiile, obiectivele, planurile, intențiile, scopurile pentru anul 2021, cum facem curățenia lui 2020, ce învățăminte, ce lecții putem trage și ce concluzii din anul care a trecut. Alături de noi este Daniela Irimia, coach, trainer, autor. Și începem discuția noastră și de la o recomandare de carte. Este vorba despre Mindfulness, o pași către fericire de Bhante Henepola Gunaratana, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald și care face de asemenea parte din campania Obiective și intenții pentru 2021. Aș începe discuția noastră cu câteva gânduri despre această frumoasă carte, 8 pași către fericire, în stilul său clasic și întotdeauna captivant. Bhante Gunaratana analizează amănunțit nobila cale octuplă, de unde vine și titlul acestei cărți, 8 pași către fericire, cea mai profundă învățătură a lui Buddha referitoare la curmarea suferinței. Prin sfaturi, am putea spune, obiective, punctuale și ușor de înțeles, Mindfulness, 8 pași către fericire, pune la dispoziția cititorilor metode de a gestiona furia, de a gestiona emoțiile negative, de a trăi în mod corect, de a cultiva prietenia plină de iubire și, bineînțeles, compasiune, empatie, de a depăși obstacolele mentale care apar în calea adevăratei fericiri. Iată, am putea spune, pe lângă alte catalogări și împărțiri ale obiectivelor, că sunt cele profesionale, că sunt cele personale, că sunt cele legate de dezvoltare și creștere și evoluție personală și spirituală și aceste obiective legate de felul în care relaționăm mai bine cu cei din jurul nostru și mai ales cu persoanele dragi nouă. Felul în care gestionăm emoțiile negative, felul în care comunicăm. Da, unul dintre obiectivele pe care ni le putem propune la începutul anului 2021, în ceea ce privește dezvoltarea noastră personală, este și acela de a comunica. Cum reușim să comunicăm mai bine cu cei din jur? Bună ziua, mă bucur să ne vedem din nou. Mulțumesc, Sorin, încă o dată pentru invitație. E un subiect care mie mi-e foarte, foarte drag, acesta al comunicării, că mi-a ridicat mingea la fileu. Și vroiam să adaug la ceea ce ai spus tu vis-a-vis de obiectivele pe care ni le setăm la început de an. Chiar dacă noi ne setăm obiective concrete, pragmatice, de modul că, nu știu, să-mi schimb casa sau să-mi cumpăr mașină sau să-mi iau permisul auto, toate aceste obiective sunt tot pentru noi, tot pentru starea noastră de bine interioară. Chiar dacă sunt manifestări exterioare, tot pentru emoțiile noastre pozitive, pentru starea noastră de bine, pentru valorile noastre. Întreprindem pași concreți și obiective smart, cum le spun eu, ne setăm obiective smart. Așadar, recomandarea de carte vine tocmai ca să îmblânzească un pic termenul ăsta de obiective smart, unde mulți oameni se gândesc că, păi, eu am un job, am o familie fericită, sunt cât de cât relaxat, n-am nicio problemă. E mai mult de atât. Este despre a fi în permanență sau cât mai mult timp posibil în pace cu noi, în armonie cu valorile noastre și să privim fiecare an ca pe o nouă șansă să creștem, să devenim mai buni, mai frumoși, mai fericiți, mai prosperi. Toate emoțiile pozitive, de fapt, pe care dorim să le obținem sau să fugim. Să ne îndepărtăm de cele negative, cum ai spus tu, furie, relații toxice, stres. Și na, 2020 a venit cu mult stres pentru mulți dintre noi. Așadar, provocarea este cum facem din 2021 un an mai bun și mai blând.
Ar fi interesant de discutat și felul în care îi putem obișnui pe copiii noștri să aibă și astfel de liste de priorități și de rezoluții. Oh, ce interesant! Nu știu ce să zic, dacă aș duce copiii atât de mult în zona de productivitate. Poate că depinde mult de vârsta copilului. Dacă vorbim de adolescenți, da, ei cu siguranță deja încep să aibă obiective pentru că au niște examene de dat, Exact au la asta mă niște refeream și eu. teme, au niște lucruri care vrând nevrând sunt niște obiective, doar că sunt de cele mai multe ori sunt niște obiective impuse din afară. Aici, da, ar ajuta mult ca noi, părinții, să găsim modul în care să-i ajutăm să vadă obiectivele astea externe și impuse de alții, că până la urmă nu aleg eu să dau examenul de bacalaureat sau de nu știu ce alt examen. Deci, majoritatea obiectivelor pentru copii și adolescenți cam sunt impuse din afară. Și aici e interesant să vedem cum îi ajutăm să vadă ei beneficiile în partea asta. Cât despre copiii mai mici, eu i-aș lăsa, și de fapt asta și fac cu băiatul meu, să fie atât de liber și de exuberant și de creativ și să încerce orice, oricât, oricând, ca să poată apoi, în timp, să facă alegerile bune pentru el în cunoștință de cauză. Mă cam testat, am experimentat. Doar că noi, ca adulți, am trecut deja prin etapele astea, am acumulat o experiență de viață relațională, de business, în carieră și dacă nu lucrăm cu obiective, e curba lui Gauss. Creștem, învățăm până într-un punct în care ne vine natural. Copiii învață în mod natural, că e firea lor. Dar noi, adulții, mulți adulți, care după ce au terminat și-au terminat studiile și au intrat în câmpul muncii, au atins vârful și încep să se, cum să zic, să-și piardă flexibilitatea și abilitatea de a învăța și de a se dezvolta și de a crește direcționat. Pentru că nu te mai pune nimeni să dai niciun examen, nu te mai obligă nimeni să înveți ceva și nici natural nu-ți mai vine dacă nu îți cultivi acest obicei. Și atunci, din punctul meu de vedere, pentru adulți, pentru oamenii maturi, asumați, responsabili, care vor mai mult de la ei, de la viață, de la societate, că și practic tot ceea ce noi suntem ca individ, răspândim în societate. Așa că, de multe ori, tot ceea ce nouă nu ne place în jur, în comunitatea în care suntem, în societatea în care suntem, de fapt, societatea este suma indivizilor. Și dacă vrem o societate mai bună, e important ca noi, fiecare, eu cu mine, să mă străduiesc să fiu azi mai bună decât am fost ieri și mâine să fiu mai bună decât sunt azi. Să învăț. Asta înseamnă să am un obiectiv. Bun, pot să am un obiectiv să mă îmbunătățesc limba engleză, pot să am un obiectiv să, nu știu, m-am spus, să-mi iau permisul auto, pot să am ca obiectiv să îmi schimb casa, pentru că vreau mai mult confort sau să-mi schimb mașina sau să citesc 10 cărți în loc de două sau orice obiectiv mic ne ajută să ne focalizăm atenția și să fim eficienți, productivi, practici. Că altfel ne lăsăm furați de peisaj, ne lăsăm furați de știri toxice, din păcate, multe de la noi, ne lăsăm furați de Facebook, ne lăsăm furați de urgențele altora și când tragem linie, conștient sau inconștient, la finalul fiecărui an, s-ar putea să rămânem cu un gust amar că a mai trecut un an sau să avem o recunoștință că am mai trăit un an. Mie îmi place mult să spun și de fapt asta și fac. Contează, știi, câtă viață punem în anii ăia. Și ca să punem viață, trebuie să identificăm ce este important pentru noi, ce ne aduce bucurie, ce ne face să fim în zona asta de mindfulness. Da? Să pot să mă bucur de discuția asta cu tine, cu totul, cu toată experiența. Și atunci nu e doar ceva ce am bifat acolo, încă un obiectiv, ci este un lucru pe care îl realizez pentru mine,
pentru cititori, pentru comunitate și toată lumea câștigă. Da. E un fel de a fi care se cultivă. Revenim imediat și la mindfulness. În timp ce te ascultam, mă gândeam la un aspect atunci când te-am întrebat legat de felul în care învățăm pe copii să aibă aceste rezoluții, obiective sau planuri la început de an, cum să presupunem că am face și noi adulții, e legat cumva și de un soi de igienă și relațională și emoțională. Și în timp ce tu povesteai despre anumite lucruri care ne sunt cumva impuse de societate, mă gândeam, de exemplu, pur și simplu dându-l ca exemplu, de dincolo de examenele care sunt legate de școală, să spunem, unde trebuie să dai, eu știu, treapta întâia sau eu știu ce examen de capacitate, trebuie să dai bacul și așa mai departe. Bun, facultatea, de exemplu, dacă mă gândesc la adolescenții care termină cumva sau sunt în perioada de regresie a adolescenței, 18-19 ani, și aleg să dea la o facultate. Și atunci probabil că dorința asta vine din partea lor. Da, eu vreau să urmez această activitate profesională, pentru motiv pentru care eu mă voi duce către facultatea respectivă. Și până la urmă ține de alegerea adolescentului, de alegerea persoanei respective. Și întorcându-ne la mindfulness, în general meditația și tehnicile de mindfulness sunt cumva importante, își au importanța lor și sunt în concordanță cu zona aceasta de rezoluții și de, mai să o numim, un soi de planificare a obiectivelor și a planurilor. Într-o altă intervenție pe care am avut-o zilele trecute, cineva a adus în discuție, un invitat a adus în discuție foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, apropo de obiective, obiectivul de a medita mai mult în acest an. Și mi-a plăcut, pentru că meditația contează foarte mult și aplecarea spre zona de spiritualitate iarăși contează foarte mult. Și zic, uite, niciodată nu m-am gândit la acest aspect, deși noi le împărțim pe abundență, pe prosperitate, cum spuneai tu, pe relații bune sau cât mai bune cu copii, cu partenerul de cuplu, cu părinții noștri, cu colegi, cu prieteni. Și zona aceasta pe care tu ai amintit-o foarte bine, legată de confort, anumite lucruri, să spunem, materiale care ne fac viața mai ușoară sau mai plăcută, mai confortabilă, dar și zona aceasta de aplecare spre sine, de tot ceea ce înseamnă propria evoluție personală și spirituală. Corect. Asta înseamnă să ne punem pe primul loc în viața noastră, să ne facem loc în agenda pentru noi, pentru meditație, pentru mindfulness, pentru lectură, pentru învățat, pentru relaxare, pentru dezvoltare cu totul. Pentru că și revin la obiectivele pragmatice. Ca să-mi ating obiectivele alea pragmatice, am nevoie în primul și în primul rând să fiu bine eu cu mine. Că dacă ajung la burnout, dacă ajung în depresie, dacă mă îmbolnăvesc, nu reușesc să fac nimic din lista mea de to-do list cu obiective clare și frumos aranjate. Deci este, da, esențial, cu atât mai mult în perioada asta în care suntem expuși la o multitudine de stimuli și factori perturbatori și stresanți care ne scot din zona noastră de confort, să ne alocăm 5 minute pentru început, că mulți dintre clienții mei spun că, păi, Dana, eu nu pot să meditez, eu nu știu cum să stau așa 5 minute să mă uit în neant. Nu avem încă cultura asta de a medita. Așa că să o popularizăm mai mult, trebuie să o facem ușor accesibile și de înțeles pentru oameni. Unii meditează în timp ce se roagă și e ok. Este și rugăciunea este tot un fel de meditație. Unii apelează mai ușor la mindfulness, care și mindfulness este tot o formă de meditație. Eu, de exemplu, aplic mult și folosesc mult mindfulness-ul, se pliază mai bine pe felul meu de a fi, pentru că sunt cu totul prezentă în ceea ce fac acum, aici. Nu vorbesc cu tine și mai îmi zboară gândul nu știu unde, sau când
știu, fac o ciorbă. Că o dau exemplu clientelor mele ca să fie foarte ușor de înțeles că poți să fii oricând mindfulness. E, 5 minute cât tai legume, toată atenția mea este focusată pe cum arată, pe ce textură are, cum se aude, cum se miroase. Ne ascuțim simțurile, ne ordonăm mintea, învățându-o să se concentreze pe un singur element. Că de fapt meditația asta înseamnă nu să ne stopăm gândurile, ci să ne împrietenim cu ele, să putem să le privim dintr-un unghi diferit, să ne auzim până la urmă gândurile. Noi avem undeva între 50-60 de mii de gânduri în fiecare zi, că le spun oamenilor din cursul, oh, da, în permanență e un zgomot total în capul nostru. Ca să putem să discernăm ceea ce este cu adevărat important și ceea ce este zgomot, avem nevoie de liniște asta, de momentele astea în care să ne întoarcem către noi. Și un alt exercițiu pe care eu îl recomand este acela de a scrie cu pixul în mână, eventual cu un stilou, că este și mai mindfulness procesul, în care să ții un jurnal sau să faci exercițiu de recunoștință cu stilou pe hârtie. Și în timp ce scrii, se ordonează gândurile tale, te liniștești, downloadezi ceea ce este mai important dintre toate cele 50.000 de gânduri. Ce este cu adevărat important pentru mine? Ce mă face cu adevărat fericit? La fel și cu obiectivele sau cu rezoluțiile. Mulți oameni își spun așa în gândul lor, păi ăla nu aș vrea să slăbesc, să meditez mai mult, să citesc mai mult, să câștig mai mulți bani. Toată lumea vrea mai mult. Doar că acest mai mult, dacă nu-l downloadăm, dacă nu-l punem pe hârtie și nu reușim să îi dăm o formă concretă, va rămâne la nivel de dorințe și puțin probabil să se materializeze. Deci acel mai mult trebuie să fie și cuantificabil. Vreau să citesc mai mult. Ce înseamnă mai mult? Anul trecut am citit, personal am citit peste 40 de cărți. Ca să vreau mai mult anul ăsta, trebuie să am concret. Gen, anul ăsta vreau să citesc 50 de cărți. Și atunci când trag linie, pot să cuantific într-adevăr, am făcut ceea ce mi-am propus. Dacă vreau să fiu mai bogată, fără să știu ce înseamnă mai bogată, rămâne așa. Poți de altfel să citești, apropo de felul în care cuantificăm lucrurile astea, apropo de mai mult, poți să citești doar 5 sau 6 cărți, nu neapărat 40 sau 50. Dar acele 5, exemplu personal. Exact, dar acele 5-6 cărți să aibă asupra ta un impact atât de puternic încât ceea ce tu ai reușit să asimilezi din cele 5-6 cărți, corect, ca înțelepciune mă refer, să fie mai mult sau de fapt mai profund, nu mai mult cantitativ ca număr de cărți, corect, să fie mai profund decât informația din cele 40 sau 50 de cărți. Și vreau puțin să ne întoarcem la recunoștință. Pentru că am mai auzit și în alte discuții cu alți invitați despre recunoștință și se pare că mulți oameni și posibil ca cei care își setează probabil mai mult obiective sau planuri din zona materialului, da? Ceea ce pomeni tu puțin mai devreme, nu știu, o casă mai mare sau mai confortabilă, da, o mașină nouă și mai departe. Consideră fiecare zi pe care o primim, da, ca un dat. Da, e normal să respir, da, pentru că asta am făcut toată viața. Corect. Câteodată nici nu mai suntem conștienți de exercițiul respirației. Corect. E normal să merg, nu? Că doar eu merg, da? Numai când vezi o situație sau te gândești la un om care și-ar dori să meargă și nu poate, îți dai seama de fapt de cât de privilegiat ești de faptul că poți să mergi. Și atunci, corect, cumva, multă lume nu înțelege aspectul acesta legat de recunoștință. Adică în momentul în care te trezești dimineața, să ai acea recunoștință și la sfârșitul zilei, când ziua se încheie, înainte de a te duce la culcare și poate de a-ți spune rugăciunea sau de a medita, să vii tot cu partea de recunoștință. Da, eu am scris mult despre recunoștință și recomand foarte mult exercițiul ăsta, pentru că de fapt devine un fel de a fi și poate să ne ducă în zona de mindfulness, ne ascute atenția, ne focalizează atenția pe lucrurile bune pe care le avem, pentru că noi suntem pe pilot automat și nu conștientizăm că, uite, e un privilegiu că avem internet,
E un privilegiu că am un colț frumos în casă în care pot să fac întâlnirea asta cu tine. E un privilegiu că, nu știu, avem apă curată și potabilă tot timpul. Alții în Africa săraci mor de sete. Și așa mai departe. Să învățăm să fie recunoscători pentru toate lucrurile, dar și toate reușitele personale. De exemplu, astăzi sunt recunoscătoare că am făcut întâlnirea asta cu tine. Sunt recunoscătoare că a reușit să-mi filmez filmul de cursul de dimineață. Sunt recunoscătoare că am făcut mastermind-ul cu fetele mele. Am o multitudine de lucruri pentru care să fiu recunoscătoare, nu din material, din ce fac. Și vă mai spun și asta ca paranteză, că tot am adus vorba despre copii. Eu am aprofundat și am făcut o rutină din recunoștință acum 6 ani, după ce am născut, și stăteam cu bebelușul meu în pat și eram atât de minunată de Doamne, cum există minunățile astea pe pământ și cum reușim noi să îi aducem pe lume, și era recunoscătoare pur și simplu că e. Și de atunci, în fiecare seară, stau cu el în pat și fac exercițiu de recunoștință. Când era mititel, făceam eu singură cu mine în gând. Pe măsură ce a crescut, l-am băgat în exercițiul meu și facem împreună. Mami, hai să vedem. Tu spui 3 lucruri pentru care ești recunoscător astăzi și eu 3. Deci deja sunt 2 ani, cred, că a făcut de curând 6 ani, Albert, în care facem în fiecare seară exercițiu de recunoștință. Și eu spun pentru ce sunt recunoscătoare pentru azi și el pentru ce este recunoscător pentru azi. Exemplu, când a început grădinița, sunt recunoscător că am fost la grădinița astăzi, că am mâncat, nu știu, mi-a făcut tati cartofi prăjiți. Sunt recunoscător pentru pisica asta noastră blănoasă și pufoasă. Lucruri mărunte, dar care mă schimbă perspectiva asupra vieții, știi? Porți ochelarii roz ai optimistului. Și dai seama că până la urmă avem mult mai multe motive pentru care să fim bucuroși decât pentru care să fim încrâncenați și stresați. Și deci e o alegere. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre rezoluții, despre planuri, intenții, obiective, diferența dintre nevoi și dorințe, de asemenea despre meditație, cât de importantă este, despre cunoștință, iată, despre mindfulness, alături de Daniela Irimia, coach, trainer, autor, venind cu recomandarea de carte pe care o facem de fiecare dată la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, 8 pași către fericire, de Bante Nepola Gunaratana, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald. Vă mulțumim că ați fost și de această dată, iată, vine recunoștința, vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Obiective și intenții pentru anul 2021. Ne dăm întâlnire alături de un alt invitat la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Încă o dată, mulțumiri cu recunoștință, Daniela Irimia. Să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! La revedere!